Ce înseamnă alfa? Ca alfa și zidar, da, alfa. Alfa al neamului. Aleasa neamului, alesul neamului. Ce înseamnă alfa? Citești invers. Când nimerești în oglinzi, le cam citești invers. Astea sunt oglinzile, ca să înțelegi invers ce se întâmplă și să schimbi percepția, să vezi altfel lucruri. Nu să te sperii, să te bagi în sperieți și în oglinzi, să nu știu ce și nu știu cum, da? Acolo e. Restul, meaning, ce a fost, da? Ce s-a subînțelesuri avut, se delituie și rămâne asta. Alfa. Invers citești în română, da? Latină, zic cum vrei. Află. Află. Cel ales care merge pe drumul cunoașterii din copacul neamului. Și toți din copacul neamului îi dau din mintea sa, din înțelepciune, din tot, 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 tot. Poate fi divine feminină, poate fi divine masculinul. Punct. Spațiu. Alesul copacului neamului. Da, e random, da, nu poți să știi. Da. Sora ta a vrut, dar măgăreața a căzut pe tine. Divine masculinule, da. Da, pentru că ai meritat. Da, pentru că ai fost de cacu dumacu, de tot ne-am făcut de tot rahatul pe mama pentru aia, da. Ai fost ales de copacul neamului să duci tu mai departe, să fii alfa. Mi-ai și zis, da. Știi cu cine vorbesc, știi. Da, lovers. Mi-ai și zis că ești alfa. Și erai mândru și tanțul. Și acum când ai aflat ce înseamnă alfa, că e drumul cunoaște și trebuie să afli, te asist, normal că te asist. Ce să mă fac? Da. Ce nu fac eu pentru tine? Aia nu fac, aia nu fac, aia nu fac. Ok. Ce înseamnă pink? Unde e împărăteasa? Pomul, să-ți explic mai pe delete sau scurt și la subiect. S-a ascuns, e la vară. Da. După ce te-ai ascuns tu, da, nu mai povestesc sau ba. Da? După împăratul ei s-a ascuns, nebunoaia. Eu m-am ascuns după împăratul meu. Împărăteasa s-a ascuns după împărat, răsturnată. E rușine, da? A răsturnat-o. Și e în varianta răsturnat. Nu ea l-a răsturnat pe împărat și l-a agățat. Împăratul stă bine, mersi. Ea e răsturnată. Ea e în energiile sale divine. Ea e alfa. Ea e aleasa neamului ei. Punct. Spațiu. Da? Ce înseamnă împărăteasa? Da? Împărăteasa. Ce înseamnă pink? Da? Rozbombonțul. Imaginează-ți lăuntricul, da, e aura, cum o vezi, pe din afară, da? Și corpul omenesc. Acum, de la rădăcină, e întors pe dos organismul. Da? Întors pe dos organismul. Hai să vedem așa. Da? Întors pe dos organismul. Și în afară e carnea, flesh. Carnea unde e fragedă, unde e culoarea pink, dar nu e așa pink cum e, cum crede lumea și e aprinsă. E un pic ștearsă la culoare. E așa, cred că. Cum e organul genital al divine femininei înăuntru. Bine, sunt diferite culori, femeile au, mă gândesc. Dar cam în direcția asta e carnea omenească, dar împărăteasa asta înseamnă. S-a întors invers. Asta înseamnă, e invers totul. Săritură cuantică și e invers.
pentru cel care e the one, da? Care e alfa, care află pentru copacul neamului tot, da? Săritură cuantică, era așa, săritura cuantică înseamnă te-ai ai îmbrăcat puloverul pe dos, știi? Invers. Asta înseamnă cu tot cu corp. Așa ai intrat în altă dimensiune. Da? Iar așa și iar așa. Așa intri în dimensiune. Și împărăteasa își ghidează neamul. Înăuntru-i aura. Invers, da? Acum, pe din afară era aura, o vedeai, da? Și corpul. Și se vedea aura. Ții minte în 3D. Ei, a făcut așa. A intrat în altă dimensiune. Energia toată a înghițit corpul. Nu, energia a desfăcut, da? Și toată carnea a ieșit în afară. Toate simțurile, senzorii și puritatea e înăuntru. Energia pură. E ca și cum e păzită de carnea întoarsă pe dos a împărătesei. Știi? Întoarsă pe dos. Uite, parcă e ceva Egyptian style. Da, da, da. Așa și cu carnea dezgolită simte câmpul ei energetic și știe ce să facă. Orice durere a cuiva, orice energie aiurea, orice adiere de vânt, dacă e rana deschisă, e o rană deschisă. Eu nu știu dacă mai vrea cineva să fie împărăteasă sau împărat. Înțelegi despre ce e vorba? Dar nu te întreabă nimeni, ești aleasă alesul neamului și vezi de treabă. Ești ca o rană deschisă. Asta înseamnă empat. Simți. Da? E invers, ai sărit în unde e energia ta pură. S-a ascuns în corpul, în carnea ta s-a ascuns. Și poate să dea în carnea ta cât vor, că până la corp n-ajung. În sensul ăsta, energiile. Da? Că tu știi cum să te aperi. Simți imediat. Simți de la, da? Din străneamul tău când se punea, nu erau telefoane. Veneau călare ăia să trăsnească hoardele tale, veneau alianța, nu știu cine, da? Să trăsnească. Și punea Cindiscan din tine, da? Puneai urechea ca și cum inima pământului, da? Loviturile cailor, a copitelor, îs inima pământului. Da? Când îmblai pe drumuri și chemai morții să te ajute, îi scoteai din cimitire. Nu ai avut și faza asta, spațiu, ca și ritual. Da? Să treci dintr-o lume în alta, da? Să te ajute să treci, pentru că era foarte dureros, da? Și se auzeau copitele, strămoșii, morții, să zic cum vrei, da? Alea stamtamurile și ritmurile. Și puneai urechea și auzeai câți kilometri, mii de kilometri auzeai. Știi, avea legătura cu pământul altfel, strămoașă, strămoș, da? Numai, nici nu te aplicai tare, erai numai cumva așa și îți trimitea pământul. Da? Puteai nici să nu apleci urechea, era cumva liniște ascultai. Da? Și știai cât de aproape e. Apuci să faci, să dregi, da? Să-ți faci un șanț acolo, să-l umpli cu apă sau cu smoală, să dai, să aprinzi, să, da? Să-ți aperi cetățuia, căsuța. Da? Să intri în survivor mode. Acolo. Da, frumos, frumos. Uite cum se deschide totul. Superb. Da. Da. Am cheia. Am cheia. Da? Cheia ți se dă doar în când accepti partea ta întunecată, cu toți morții și cu toți din neamurile ta pământești.
toate treburile. Da? Doar atunci, uite puterea. Și ți învie cheia și o face de neoprit, deschide toate lacătele. Da? Când îți accepți partea întunecată. Partea întunecată divine femininei trebuie acceptată. Adică divine feminina trebuie să accepte partea întunecată. Punct. Spațiu. După aia să-și asiste divine masculinul. Ceva de genul. Da? Pentru că puterea divin a deschis cheia și puterea divin face invers, nu de sus în râde. Cheia deschis și face, da? În cioara care e ascuns divine masculinul tău și îi dai putere, da? Îi dai soarele, redai soarelui soarele, plexul solar, da? Când dai cheia, când înțelegi cum stai, cum stai, cum stai, cum stai, muchachos, ok.